o precizare, domnul Capatu. Vă rog, domnul Prigoni. Nu e reședința mea, nu e reședința mea, e reședința noastră. Adunem. Și nici măcar nu e casa noastră, ci a copilor mei cei mici, noi suntem tolerați. Tolerați, știu, știu. Mie mi se pare un pic ciudat cum de copiii și-au făcut un casino la etajul 4, dar mă rog. La etajul 4? Stai, mă rog, puțin, că noi nu stăm la blocatine, noi ne-am mutat la casă. Care e etajul 4? Păi, acolo. Era etajul 5. Era matol când a numărat. Era matol când a numărat. De la ce etaj e domnul Prigoană, casino? 2. Casino? Ce casino? E gambling, nu știu să numește, unde fac copiii... Și la gambling room, cum îi spune, nu cumva casino? Gambling room. E sala de jocuri a copiilor unde își fac Lego și da, plastelină. Joacă poker. Este un cinematograf. Hai. Deci, domnul Capatos, hai să lămurim niște lucruri. Eu am avut o înțelegere cu doamnele asta că discutăm de ziua lui Adriana. Nu cred că e interesat cineva ce am eu la etajul parter sau la etajul subsol. E casa parter, copiilor așa. Mei, e casa copiilor da. Mei și cu asta am încheiat subiectul dacă vreți să mai fim în direct. Doamnelor, vedeți-vă de treburile voastre, da? Haideți să vorbim despre dumneavoastră. Eu le întărâtam pe doamne, acum. Domnul Prigoană. Am sesizat, că așa sunteți dumneavoastră întărâtător. Eu nu vreau să întărât, eu vreau să vorbim despre lucru frumos care s-a întâmplat în viața voastră. Cum v-ați întâlnit? Da, păi mi-e frică să nu plece de aici. Eu zic că deja o dăm de gard, discuții sterile, idiote, cum ne-am întâlnit. Ca doi oameni care se întâlnesc. Nu mai contează cum ne-am întâlnit. Fiind ziua Adrianei, i-am luat și eu mic cadou, pentru că numai alții au cumpărat diverse, am auzit-o la o emisiune. Nu un umbla acolo, că acolo e certificatul de garanție, pentru că ea trebuie să meargă să vadă povestea. Foarte frumos, Adriana. Te rog frumos. Uite-te. Foarte frumos. Păi așa o să o învățați cu nărab să te plece de acasă în fiecare lună. Al câtelea e, Adriana? Dacă eu mint, atunci poate nu ai nevoie de el. Sau cum să mă... Deci nu mă face nici în direct, nici în eroare. Îți ofer acest inel cu diamant. Luați-l și puneți-l pe dege. Nu trebuie să-l iau, să-l pun pe dege, pentru că până acum am pus o gramată. Poate gablonțul, te rog. Uite, scot gablonțul, da. Dă-mi mie gablonțul. Îți place gablonțul meu, nu bagă diamantul, sora mea, nu fi fraieră. Adriana, da? Da. Păi noi suntem căsătoriți, nu suntem divorțați. Da, dar i-a spus inelul pe dege. Certificatul unde? Certificatul e aici, certificatul. Ca la toate butoanele, că ți-l arată, aveau certificate, nu erau luate din obor. Și aici e certificatul. E să mai zică cineva că nu-i cumpără cadouri scumpe. Pricina? Da. E prima dată în viața mea că Capatos, de-aia m-am bâlbâit, crede-mă. Certificatul, cum e șlefui diamantul, la câte grade, cu certificat de garanție și aici are... Cât a costat? Arătați prețul, nu certificat. Nu fi mitocan, că nu se spune prețul. Aproximativ. Mâine poimine o vedem că se duce la prețuitor cu el. Cât a costat, domnul Prigoană? Cât a costat? Cât e halatul? Cât e halatul? Haideți să-l arătăm la cameră. Cum te simți, Adriana, cu el pe deget? La fel. Mă simt foarte bine. Îi mulțumesc soțului meu. E o surpriză la care nu mă așteptam. Dar ce te-a apucat, mămică? S-a emoționat, Adriana. Haideți, bagă. Să strângem noi bani la copii? De ce dai bani pe prostii de astea? Serios acum. Pentru că de obicei mamele responsabile adună bijuteriile și le lasă din generație în generație. Numai soția mea nu știe chestia asta, dar să am o discuție aplicată pe acest subiect. Că eu de-aia m-aș fi căsătorit cu Adriana pentru bijuterii lui Măsa, dar am luat țeapă. Da. Vă șa de bine cuplu, ca să zic așa, cum ziceau străbunii. Tot timpul ne-a șezut bine, și bunici, ca să mă exprim în sfârșit, așa. Sunteți liniștit, gata, v-ați... Eu am fost liniștit tot timpul, nu știu cine a considerat că sunt eu un tip agitat sau am fost agitat. Eu am fost foarte liniștit tot timpul. Soția mea a plecat să ia pâine la un moment dat, în 4 august, și a venit după 9 luni. Minte, nu e adevărat. Am uitat și lapte. Îmi spuneați astăzi, domnul Prigoană, îmi spuneați astăzi la telefon că ai văzut, bă, Dane, că am avut dreptate, Adriana a băgat apel în aceste 30 de zile pe care le avea la dispoziție. Da, mă, să ieți apă. În ce constă apelul ăsta? Se mai judecă? Se oprește? Asta e o chestie procedurală care... Să stabilească justiția, da? Adică, nu mai ne întrebați pe noi, că l-am mai băgat acum 6 ani un apel și nu l-a stabilit justiția, da? Altceva vreau să vă întreb, la apelul acesta nu se poate anula divorțul?
Adică să continuați. Ba da, pe asta se întâmplă în apel să casează sentința inițială. Exact. Deci e binevenit până la urmă. Cum la fel în apel să casează sentința inițială prin care doamna Prigoană a câștigat un proces de 100.000 de euro. Bă, că râdeți numai dumneavoastră. Ce tare râs. Și un râs așa... Nu, acolo avem o hotărâre judecătorească, domnul. Hotărârile judecătorești, nici cea care o invocă Adriana, nici aia la altă, nu sunt definitive și revocabile. Puteți să faceți apel, domnul Prigoană. Nu e treaba mea. Compania unde oricum nu este acționar. Domnul Prigoană. Eu sunt confundat.